Tragedia s-a petrecut într-o familie din Lelești. Bebelușul de doar o lună a fost dus ieri de părinți la spitalul din Târgu Jiu. Ei erau îngrijorați că micuțul avea probleme digestive. A fost consultat de medici, iar apoi i s-a administrat un tratament și a fost trimis acasă. În această dimineață, părinții s-au prezentat din nou la spital cu bebelușul. Copilul era în stop cardiorespirator, iar medicii au încercat să-l resusciteze. Totul a fost în zadar. S-au început imediat manevrele de resuscitare. Acestea au fost efectuate de către o echipă de medici. A intervenit medicul pediatru, medicul de terapie intensivă și cei doi cardiologi. Sugarul nu a răspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarat decesul. Poliția a deschis o anchetă. Din primele verificări efectuate de polițiști a reieșit faptul că pe trupul copilului nu au fost identificate urme de violență. În acest caz, polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. S-a dispus efectuarea unei necropsii pentru a se stabili cu exactitate împrejurările în care a avut loc decesul, dar și cauzele care au dus la moartea copilului.